Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Vreau să vă invităm acum, prieteni, la o mică dezbatere pe tema unei cheltuieli publice. Fiind vorba de bani publici, deci plătiți din taxele noastre, avem dreptul să ne exprimăm și cred că trebuie să o facem. Așadar, doar în 4 ani, între 2016 și 2020, pentru construcția Catedralei Mântuirii Neamului au fost alocate 388 de milioane de lei din bugetul de stat și de la diverse bugete locale. Mai multe calcule arată că adunate fondurile publice alocate până acum pentru construcția catedralei depășesc 500 de milioane de lei. Am vrea opiniile voastre. E justificată această cheltuială sau nu? Pentru că, spuneam, vorbim de bani publici, trebuie să ne exprimăm. 0372 069599 este numărul nostru de telefon și acum, până sunați, să vă dau și câteva explicații. Cei mai mulți bani au fost dați prin Secretariatul de Stat pentru Culte, iar următoarele contribuții financiare ca valoare au venit de la Primăria București, Primăria Sector 1 și Primăria Sector 5. În mandatul Gabrielei Firea, de pildă, Primăria Capitalei a dat peste 71 de milioane de lei pentru catedrală. Daniel Tudorache, fostul primar de la Sectorul 1, a dat din banii primăriei 32 de milioane de lei. Daniel Florea, fostul primar al celui mai sărac sector al Bucureștiului, Sectorul 5, a dat și el peste 25 de milioane de lei pentru construcția catedralei. Datele acestea au fost obținute de publicația Buletin de București. Interesant și cum au fost aflate și cum au dispărut din spațiul public. Iată ce scrie Buletin de București. Citez. Datele care stau la baza acestei analize apar într-o adresă a Patriarhiei către Consiliul Județean Ilfov și care a fost adresa asta, a fost parte dintr-un proiect de hotărâre publicat pe pagina de internet a instituției. După ce Buletin de București a trimis o solicitare de informații legată de solicitarea Patriarhiei, documentul respectiv a fost retras și a rămas doar decizia Consiliului Județean Ilfov. Acum, sigur, administrațiile locale și cea centrală, adică guvernul, au mai contribuit și înainte de 2016, n-a început finanțarea abia în 2016. Între 2011 și 2015, fostul primar general Sorin Oprescu, care este judecat acum pentru corupție, a dat din banii PMB peste 25 de milioane de lei către Catedrala Mântuirii Neamului. E foarte dificil să afli, de fapt, câți bani au fost alocați pentru construcția Catedralei Mântuirii Neamului, dar calcule pe baza datelor obținute până acum din diverse surse arată că în ultimii 10 ani, de exemplu, Primăria Capitalei a finanțat cu aproape 100 de milioane de lei construcția, că din fonduri publice a plecat spre acest șantier până acum peste jumătate de miliard de lei și că 80% din finanțarea construcției a fost făcută din bani publici. Fără patim așadar, v-aș întreba, nu dacă vi se pare mult sau puțin, că asta este prea relativ, ci dacă aceste contribuții le considerați, dacă aceste contribuții le considerați justificate sau nu, și sunt argumente pro și contra pentru fiecare opinie. Mai întâi, că România este una dintre puținele țări creștine care nu are o catedrală, o casa Domnului care să arate și să confirme faptul că poporul român e un popor creștin. Identitatea noastră națională este definită într-o măsură foarte mare de creștinism și de confesiune ortodoxă. Catedrala este un simbol al unității dintre generații și al românilor de pretutindeni, explică Patriarhia. De cealaltă parte, s-ar putea spune că Biserica Ortodoxă a promis că va construi această catedrală în primul rând din donații, nu din bani publici. Ceea ce, iată, nu s-a întâmplat până acum. Aceste alocări de fonduri, justificate sau nu, sunt în mod cert netransparente. Contribuabilii n-au fost întrebați niciodată dacă sunt de acord sau nu cu aceste plăți, care au fost făcute fără dezbatere publică sau cu dezbateri minimale, dacă acestea au existat totuși. În fine, catedrala costă și foarte mult, totuși nu e clar cât va mai costa până va fi gata. Ori dacă tot e făcută din bani publici până la urmă, poate că ar trebui să știm mai multe despre asta. 0372069599, domnul Luca Pastia s-a înscris primul, are o pilă la noi, spuneți domnul Pastia. Primaria n-au donat banii? Cum adică? Că... i-au donat banii de la primărie, ok, dar i-au donat, că doar nu vrei să doneze de la ei. De ce să nu fi donat de la ei? Poate au donat și de la ei. Ar fi fost ceva și de la ei, dar uite că... eu sunt convins că sunt foarte mulți români care au donat din absolut buzunarul propriu. Hai cu telefonul. Hai să intrăm în direct. Cosmin, bună dimineața! Bună dimineața, Cosmin! Salut! Bună dimineața! Da. Eu aș răspunde la provocarea dumneavoastră cu o întrebare. Vi se pare normal că în 2021... într-un spital din Brașov, o persoană internată la cardiologie să fie servită cu o găleată pentru a-și face nevoile?
Nu. Care e legătura cu Catedrala Mântuirii Neamului? Cred că prioritățile... Adică sunt multe lucruri care nu funcționează. Sunt multe lucruri care nu funcționează, dar acum știi ce se întâmplă, ce să facem? Cred că sunt altele prioritățile. Da, dar știți cum e? Și ordinea priorităților este întotdeauna relativă. Cineva o să vă spună că, de fapt, prioritară e o casă de copii. Altcineva o să vă spună, dacă dați absolut, banii la casa aia de copii, absolut, o să spună, da, de ce nu de la pensii? Pentru foarte mulți oameni din țara asta, credința este foarte importantă. Adică nu asta este discuția, dacă cumva puteau fi cheltuiți banii ăștia mai bine în altă parte. Poate că da, poate că nu, habar n-am. Întrebarea mea este... Adică pe mine, bun, eu poate am o deformație profesională, că sunt jurnalist. Eu nu înțeleg de ce cheltuielile astea nu sunt făcute mai transparent. Adică dacă tot vorbim despre demnitatea și unitatea poporului român, într-o credință în această societate și vrem să construim un simbol, poate că ar trebui să dezbatem mai mult chestia asta și să nu fie alocați bani în mod netransparent. Asta e problema mea. Constantine, bună. Salut, dimineața. Constantine, te rog. Bună dimineața, Constantin la telefon. Salut. În legătură cu subiectul dumneavoastră, sincer, eu bătaie de joc la adresa banilor publici. Părerea mea personală. Da. Din banii aceia se putea construi chiar în centrul capitalei un spital municipal, pe treașa la spitale municipale în București. Sincer, mi-am pierdut mama din cauza COVID-ului ăsta anul trecut și n-am putut să o transfer în București, pentru că nu exista plasmă în Pitești. Și n-am găsit locuri în București. Și uitați, noi nu ne fac catedrale în condițiile în care ne avem biserici la... din 500-500 de metri. Da, am înțeles, Constantin. Mulțumesc pentru intervenție. Îmi pare rău pentru pierderea ta. Eduard nu mai e. Bogdan, fort. Bună dimineața, Bogdan. Salut, Bogdan. Ah, l-am pierdut pe Bogdan. O secundă, că mai luăm pe cineva. Alo? 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 Bună dimineața. Bună dimineața. Sunteți în direct. Bună dimineața. Da. Claudiu din Brașov. Te ascultăm. În legătură cu donațiile astea din bani publici, în punctul meu de vedere, eu pot logări. Acum, credința ce-o poartă fiecare cu el. Dar sumele astea donate din bani publici în condițiile în care noi n-avem spitale, n-avem grădinițe, n-avem școli, lasă de dorit mult de tot. Am înțeles. Mulțumesc. Hai să mai luăm un telefon, Mariana. Alo? Bună dimineața. Bună dimineața, Mariana. Din Craiova vă sun. Te ascultăm. Nu sunt de acord cu aceste donații. Mi se pare într-adevăr o jignire la adresa noastră a tuturor. Ce mă revoltă pe mine cel mai mult este faptul că preoții, și cum vorbesc în cunoștință de cauză, au venit la oameni în sate, în comune, în orașe, să-i îndemne să meargă la catedrală când s-a sfințit altarul, amvonul, mă rog, ce s-a sfințit la catedrală. Da. Da, deci eu, pe toată perioada pandemiei n-au catadixit să vină la nimeni, la niciun bătrân din localitatea unde părinții mei locuiesc, să-i întrebe de sănătate, de ce fac, dacă au nevoie de ceva. Dar au avut grijă să vină să ia cu autocarele și să-i ducă la acea sfințire de amvon, ca să fie cât mai mulți. Acolo să fie la număr și să dea bine la biserică. Mulțumesc pentru telefon. Mai avem timp? Bogdan, bună dimineața! Bună dimineața, Bogdan! Cică bună numele. Dimineața! Da. Și în orașul meu, Mioveni, și puteți da o căutare scurtă pe Google, s-a construit o catedrală Sfântul Petru și Pavel, că tot se apropie marea sărbătoare zilele astea. Da. Nu comentez dimensiuni, aspect, nu comentez asta. Sumele sunt enorme. În schimb, eu de aproximativ 6 ani de zile, 4 ani la rând, după care am renunțat, din păcate, am atras atenția administrației locale, care dă o cârcă de bani acolo, faptul că la acea catedrală nu există o rampă pentru persoane cu handicap locomotor. Și a fost făcută? Cred că peste... Nu. Mulțumesc pentru intervenție. Bun, vă mulțumesc tuturor pentru telefon. E un subiect, sincer, nu mă așteptam să fie atât de într-o parte telefoanele. Poate că și asta spune ceva. Eu v-am mai spus, cred că e important să avem o catedrală importantă în țara noastră. Problema mea este cu modul în care sunt alocați acești bani, adică netransparent. Și cred că ar trebui să se comunice mai bine, pentru că, iată, un rezultat al absenței comunicării pe subiect
duce la opinii foarte hotărâte într-o anumită direcție. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.